Înaintea impactului violent din aceste imagini, autocarul fusese implicat într-un alt accident, iar pasagerii coborâseră și stăteau pe marginea drumului. Aceștia așteptau pe șosea un alt autocar care să-i ducă la destinație. Nu se cunosc cu exactitate cauzele care au dus la al doilea accident, dar polițiștii spun că cel mai probabil vizibilitatea redusă a fost una dintre ele, dar și viteza mare și poleiul.